Printre monedele apărute în perioada comunistă sunt și cele din 1966, precum una din monedele care a circulat pe piață până în 1989. Așadar, astăzi vorbim despre moneda de pe vremea comunismului, care se vinde cu 4.000 de lei pe internet. În 1966 cade în sarcina designerului Haralam Bionescu să construiască o nouă monedă care, ulterior, avea să devină una dintre cele mai folosite monede pe piața românească. Elementele caracteristice ale acestei monede erau stema României socialiste, pe una din fațete, iar pe cealaltă fiind reprezentată un peisaj industrial chimic. Moneda avea să fie făcută din oțel placat cu nichel, iar ca dimensiune, moneda avea un diametru de 27 de mm, grosimea de 1,55 de mm și o greutate de 2,86 de grame. Valoarea nominală a acestei monede era de 3 lei și avea să circule până în anul 1989, ulterior fiind emisă o altă monedă cu aceeași valoare, dar cu alte elemente distinctive. Dacă nu v-ați dat seama care este moneda, vă spunem noi. Este vorba de moneda de 3 lei, așa cum spuneam, emisă în anul 1966 și care a circulat în România timp de 23 de ani, devenind una din cele mai utilizate monede în piață. Astăzi asistăm la o nouă vânzare pe site-urile de tip OLX, iar utilizatorul în cauză cere pentru această monedă suma de 4.000 de lei. Din pozele publicate de colecționar, moneda are o evidentă uzură fizică, ceea ce într-un alt mediu al caselor de licitație i-ar diminua valoarea reziduală de vânzare, iar licitațiile ar începe de la valori mult mai mici decât cea cerută de utilizatorul de față. Așa cum am mai spus, în general, cu cât este mai mare calitatea, cu cât este mai bună starea de conservare, cu atât este mai valoroasă moneda. Iar cea de-a treia variabilă care determină valoarea unei monede este cererea. Există monede care sunt întotdeauna la mare căutare, există monede care sunt rareori solicitate, iar apoi există monede care sunt ciclice. În cazul nostru, nu vorbim de o cerere ciclică, ci de o monedă care este inclusă în categoria monedelor rar solicitate. Cu toate acestea, prețul este negociabil, mai spune utilizatorul. Dacă ai prin casă, prin sertare, moneda de pe vremea comunismului, o poți vinde și tu cu 4.000 de lei, pe internet. Ai toate șansele să te îmbogățești și tu, condiția ca moneda ta să aibă o stare mult mai bună decât cea despre care vorbim azi, relatează playtech.ro.